culturii și spiritualității române. În acest an se împlinesc 63 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Am venit la dumneavoastră cu elevii și profesori de la Colegiul Național Iulia Hașdeu și Școala de Arte Frumoase Ilaret Baniu. Anca Muraru și Dorin Muraru sunt profesorii coordonatori, împreună cu câțiva elevi talentați, sperăm să vă ofere câteva momente plăcute, inedite, pe care vă invităm să le ascultați. Dorin, te rog. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ne-ați trimis la dumneavoastră. Sperăm că cele câteva momente pe care le vom petrece împreună vor fi foarte frumoase. Trebuie să vă spun mai întâi așa o mică observație pe care am luat-o și eu dintr-un anumit context. E vorba despre un raport al unor edituri din România. Se constată că la 163 de ani de la moarte, Eminescu este și astăzi autorul cel mai bine vândut din literatura română. Dacă s-ar acorda dreptul de autor, să știți că ar primi în fiecare lună cam 800 de euro. Deci, singurul scriitor din România care ar putea trăi din scris. Din păcate, Eminescu ne-a lăsat de multă vreme, iar scriitorii care astăzi sunt activi, nu pot să trăiască din scris și atunci, evident, trebuie să se ocupe și cu alte lucruri. Pentru că aveți în fața dumneavoastră copii talentați din două școli reprezentative ale orașului, am gândit la început să conturăm o anumită atmosferă folosind două viori. Și în ciuda aparențelor, să știți că eu mă ocup de cei mici, soția mea se ocupă de cei mari, adică de cei de la liceu. Eu am venit cu instrumentele, dar nu sunt profesorul lor de instrumente, sunt profesorul lor de limba română. Iar soția mea este profesoară de limba română la Hașdeu. Așa că pentru început, două viori din clasa a 8-a, e vorba de Elisabeth Ciortuz și Beniamin Toda, vă vor cânta un duet de campanioli și, evident, veți recunoaște apoi corul vânătorilor de verde. Thank you.
poezia, evident, trăiesc împreună foarte bine. Se potrivesc și pentru Eminescu muzica a însemnat un element important. Cu siguranță v-ați dat seama când i-ați citit poeziile că valoarea scrierilor sale poetice stă și muzicalitatea acestor versuri. Urmează o creație cu un titlu care ne pune pe gânduri, pentru că se numește Trecut au ani. Va recita Adela Păicuț de la Colegiul HD. Trecut au ani. Trecut au ani ca nouri lungi pe șesuri și niciodată nu o să fie iară, căci nu mă încântă alt cum o mișcară. Povești doine, ghicitori, eresuri, ce fruntea-mi de copil mi-o seminară, abia înțelese, pline de înțelesuri, cu toate umbre, azi în van impresuri. O, ceasă-l taine, a sfințit de sară, să-ți murg un sunet din trecutul vieții, să fac, o, suflet, ca din nou să tremur, cu mâna mea în van pe lire lunec, pierdute tot în zarea tinereții. Și mută-i gura dulce altor vremuri, iar timpul crește în urma mea. Mântunec. Trecut au ani, dar vedeți că alții vin în loc, așa că totul se transformă până la urmă într-un zâmbet. Să vedem dacă un zâmbet va fi și după ce vom asculta o piesă pe care iarăși cu siguranță ați auzit-o probabil în interpretări, să zicem, ilustre. Deocamdată o interpretare care va fi probabil neobișnuită, pentru că cei doi care vor fi în fața dumneavoastră s-au întâlnit astăzi, în urmă cu vreo 30 de minute. Și vorba despre Lavinia Bărtărescu și despre Daniela Florea, da. Care ce sun eu puțin, ce sun eu puțin mai bun. Vocal Sper. Și în acompaniament de flaut. Ceasornicul urmează lunga timpului cărare, căci perderele într-o parte când le dai și n-o dai,
Luna varsă peste toate, voluptoasă ei văpaie, ea, din noaptea amintirii, o vecie întreagă scoate, de dureri, pe care însă le simțim ca în vis pe toate. Lună, tu, stăpâna mării, pe a lumii boltă luneci și gândirilor din viață, suferințele întuneci. Mii pustiuri scânteiază sub lumina ta fecioară și cât scodri ascund în umbră strălucire de izvoară. Peste câte mii de valuri stăpânirea ta străbate când plutești pe mișcătoarea mărilor singurătate. Câte țărmuri înflorite, ce palate și cetăți străbătute de al tău farmec, ție singură ți arăți. Și în câte mii de case lin pătrunse ai prin ferești, câte frunți pline de gânduri gânditoare. Vezi pe un rege ce împânzește globul în planuri pe un veac, când la ziua cea de mâine abia cuget un sărac. Deși trepte osebite le-au ieșit din urna sorții, deopotrivă îi stăpânește raza ta și genul morții. La același șir de patimi, deopotrivă prin drobi, fie slabi, fie puternici, fie genii, ori neghiori. Unul caută în oglindă, deci buclează al său păr, altul caută în lume și în vreme adevăr. De pe galbenele file el adună mii de cogi, al lor nume trecătoare, le înseamnă pe răboj. Iar altul împarte lumea de pe scândura tărăbii, socotind cât aur marea poartă în negrele corăbii. Iar acolo, bătrânul dascăl, cu-a lui haină roasă în coate, într-un calcul fără capăt, tot socoate și socoate. Și de frig la pierci încheie, tremurând palatul vechi, își înfundă gâtul guler și bumbacul vechi. Uscățiv, așa cum este, gârbovit și de nimic, universul fără margini e în degetul de nimic. Știți că Eminescu este considerat poetul nostru național. Știu că ar mai fi și alți candidați între poeți și mă gândesc în primul rând la Lucian Blaga sau la Tudor Arghezi. Dar așa a rămas acest, poate e un clișeu, e poetul nostru național. În orice caz, v-am spus, este poetul cel mai cunoscut în plan românesc, mai puțin cunoscut în plan universal. Și totuși, au fost destui oameni de cultură care s-au ocupat de traducerea versurilor sale în diverse limbi de circulație mondială. Să știți că nu este cel mai simplu lucru din lume să se poată face astfel de traducere. Și pentru a ilustra acest lucru, în fața dumneavoastră vor veni Emma Sârbu și Anda Lutulescu. Ele vor recita câteva fragmente din poeziile minescene. În prima parte va fi varianta românească, apoi varianta în limba engleză, în limba germană și în limba italiană. La steaua. La steaua care a răsărit e o cale atât de lungă că mii de ani au trebuit luminii să ne ajungă. Tot astfel, când al nostru dor pieri în noaptea adâncă, lumina stinsului amor ne urmărește încă. Iar acum varianta în engleză, to the star. It's such a long way to the star, rising above our shore. It took its light to come so far, thousands of years and more. And so it is when yearning love dies on the death of night, extends its flame, still glows above and haunts us with its light. Iar acum poezia și dacă. Și dacă ramuri bat în geam și se cutremur plopii, e ca în minte să te am și încerc să te apropii. Și dacă stele bat în lac, adâncul iluminându-l, e ca durerea mea să împac, înseninându-mi gândul. Și dacă norii deși se duc, de iese în luciu luna, e ca aminte să-mi aduc de tine întotdeauna. Un vei. Un vei n-ai zveg, ans festa schlägt, un vei n-i papă n-rauschen, is das ich wieder tief beweg, dir nahe un zulauschen. Und funkel Sterne aus dem See erhellen seine Tiefen, so linder Sehnsucht sich und weh, die lang im Herzen schliefen. Und wenn der dichten Wolken ziehen, die modernste Strahlen drängen, ist, dass ich neu verzäuber bin von deinen Angedenken. Ja.
rămâi la mine, te iubesc atât de mult. Ale tale doruri toate, numai eu știu să le ascult. În al umbrei întuneric, te aseamăn unui prin, ce se uită adânc în ape, cu ochi negri și cu mine. Astfel zise lin pădurea, bolți asupra împlătinând, șuieram la ei chemare și am ieșit în câmp râzând. Astăzi chiar de m-aș întoarce, a înțelege, nu mai pot. Unde ești, copilărie, cu pădurea ta cu tot? Și-am uimit aia, nu? O rimani, ancor rimani, io ti voglio tanto bene, tutti i tuoi desii ascoltare so solior. Nelle tenebre dell'ombra, quale principe m'appare, che contempla l'acqua fonda con neri occhi innocenti. La selva così mi disse, volte su me dimenando, tu volai a quel richiamo sorridendo fra i canti. Oggi, anche se tornassi, capirla più non potrei. Dove sei, oh fanciulesa, con la tua dolce selva? Sper că v-a plăcut acest mic experiment. M-am gândit că lăsăm pe anul viitor să vă prezentăm varianta limba franceză și în latină. Cred că ați remarcat apropierea aceasta extrem de mare, evidentă, fiindcă sunt limbi românice între română și italiană. Cred că v-ați descurcat puțin și cu engleza. Eu am tresărit când am auzit versiunea în limba germană, care este mult mai, să zicem, așa, cu eufemism, mai ascuțită. Pe când versul eminescian este atât de melodios. Și fiindcă am pronunțat cuvântul melodios, urmează, evident, puțină muzică. Doi tineri din clasa 8-a, din clasa 7-a, aveți în fața dumneavoastră un flaut și un clarinet. Adică doi tineri care vor face un mic duet în fața dumneavoastră, da? Că
Titlul poeziei care urmează a pus pe gânduri multă lume atunci când a fost pronunțat la o repetiție în fața ostașilor. Și cel care răspundea de respectiva manifestare a avut o anumită reacție, pentru că soldatul, care era de fapt un student care își satisfăcea stagiul militar, a început poezia așa: Eminescu n-a existat. Și atunci cineva din sală a zis: cum poți să începi cu prostia asta? Eminescu a existat, evident. Dar versul lui Marin Sorescu era în felul acesta. A urmat o discuție și până la urmă s-a impus gradul evident mai mare, care a interzis primul vers. Noi vom asculta astăzi versiunea integrală, așa cum a fost ea scrisă de Marin Sorescu, adică poezia Trebuiau să poarte un nume. Și ea va fi recitată de Narcisa Daci. Eminescu n-a existat. A existat numai o țară frumoasă, la o margine de mare, unde valurile fac noduri albe, ca o barbă nepieptănată de crai, și niște ape ca niște copaci curgători, în care luna își avea cuibar rugat. Și, mai ales, au existat niște oameni simpli, pe care îi chema Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, sau mai simplu, ciobani și plugari, cărora le plăcea să spună seara, în jurul focului, poezii, Miorița și Luceafărul și scrisoarea treia. Dar fiindcă auzeau mereu, lătrând la stâna lor câinii, plecau să se bată cu tătarii și cu avarii și cu hunii și cu leșii și cu turcii. În timpul care le rămânea liber, între două primejdii, acești oameni făceau din fluierele lor șviaburi, pentru lacrimile pietrelor înduioșate, decurgeau doinele la vale, pe toți munții Moldovei și ai Muteniei, și ai țării Vârfei, și ai țării Franței, și ai altor țări românești. Au mai existat și niște codri adânci și un tânăr care vorbea cu ei, întrebându-i: ce se tot leagă în fără vânt? Acest tânăr cu ochi mari, cât istoria noastră, trecea bătut de gânduri din cartea chirilică în cartea vieții, tot numărând plopii luminii, ai dreptății, ai iubirii, care ieșeau mereu fără soț. Au mai existat și niște tei și cei doi îndrăgostiți, care știau să le trăinească toată floarea într-un sărut. Și niște păsări, ori niște nouri, care tot colindau pe deasupra lor ca lungi și mișcătoare șesuri. Și pentru că toate acestea trebuiau să poarte un nume, un singur nume, li s-a spus Eminescu. Acestea au fost micile noastre daruri pentru dumneavoastră și omagiul pentru Eminescu la cei 163 ani astea. Vă mulțumim! Pentru că, așa după cum bine ați spus, poezia și tot ce este frumos nu are vârstă. Ne-ați emoționat cu mesajul dumneavoastră frumos și la rândul nostru dorim și noi să vă arătăm că putem transmite și noi ceea ce este frumos prin poezia lui Mihai Eminescu. Dacă tot numai de Eminescu am cântat și am recitat, să-i dedicăm și noi o poezie. Se numește Nu Eminescu, de Alexandru Blahuță, în 1909. Tot mai citesc măiastra-ți carte, deși o știu pe din afară, parcă urmând șirul de slobe, cea tale gânduri semănară. Mă duc tot mai atunci cu mintea, în drumile de frumuseți, ce au izvorât etern luceferi, din noaptea tristei tale vieți. Te simt aproape cu aceeași suferință în față, cu ochiul gânditor și galeș, sătul de trudnica-ți viață. A, nu mă mir că ți se dete o zodie atât de tristă, că zbuciumat de atâtea patim râbnești pe cel ce nu există, și că potop și negre gânduri se strâng și ți se bat sub frunte. Pe veci întunecații nouri sunt frații vârfului de munte.
O, dacă genul care scoase ca din adâncul unei mări, din fundul inimii zdrobite, comoara asta de cântări, nu te-ar fi ars zbâcnindu-ți tâmpla de flăcările năgoșite, ce-ți luminau ale gândirii împărății nețărmuite, și de-ar fi fost lăsat prin lume să treci ca orice om de rând, ce lesne ai fi plut frâul durerii și răzbătitului tău gând, ci cât de cât fără de păsare ai fi privit atunci la toate mizeriile în care lumea ursită-i pururea să înmoate. Dar ți-a fost dat să fii deasupra acestor inimi seci și strâmte, să înduri toată durerea pe care inima nu o simte. Să plângi tu plânsul tuturora din zbuciumul eternei lupte, să zmulci fulgerătoare versuri, bucăți din inima ta rupte. Să prinzi în volta vremii aștri din zborul tristului tău gând. Văpaie, ce-o să-i pete lumii că tu te mistui luminând? Pe aceeași culicioară. Pe aceeași culicioară bate luna la ferești, nu ai tu de după gratii, veșnic, nu te mai ivești. Și aceeași pomi în floare, crengi întind peste zăplaz, numai zilele trecute nu le fac să fie azi. Altul este al tău suflet, alții ochii tăi acum, numai eu rămas același, bat mereu același drum. Ah, subțire și gingașă, tu pășeai încet, încet, dulce înveneai în umbra tăinuitului boschet. Și lăsându-te la pieptul, nu știam ce-i pe pământ. Nu spuneam atât de multe, ne spuneam atât de multe fără a zice un cuvânt. Sărutări erau răspunsul la întrebări îndeosebi și de alte cele în lume n-aveai vreme să întrebi. Și în farmecul vieții nu știam că-i tot aceea de terazim de o umbră sau de crez ce-a zis femeia. Vântul tremură în pierdele astăzi ca și alte dăți. Numai tu, de după ele, veșnic, nu te mai arăți. Ce te legi în codrule, fără ploaie, fără vânt, cu crengile la pământ? De ce nu m-aș legăna dacă trece vremea mea? Bate vântul frunza-n dungă, cântăreții mi-a lungă. Bate vântul dintr-o parte, iarna-i aici, vara-i departe. Și de ce să nu mă plec dacă păsările trec peste vârf de rămurere, ducând gândurile mele și norocul meu cu ele? Și se duc pe rând, pe rând, zara lumii întunecând, și se duc a clipele, scuturând aripele, și mă lasă pustit, veștejit și amortit, și cu dorul singurel de mă îngând numai cu el. De ce nu-mi vin? Vezi, rândunelele se duc, se scutură frunza de nuc, se așează bruma peste vii. De ce nu vii? De ce nu vii? O, vino iară în al meu braț, să te privesc cu mult nesați, să-mi reaze-mi dulce capul meu de sânul tău, de sânul tău. Ți-aduce aminte când pe atunci, când ne plimbam prin văi și lungi, te ridicam de subțiori de atâtea ori, de atâtea ori. În lumea aceasta sunt femei ce din umbră izvoresc în tine. Dar oricât ar fi ele de sus, ca tine nu-s, ca tine nu-s. Că tu înseninești mereu,
viața sufletului meu, mai mândră decât orice stea, iubita mea, iubita mea. Târziile toamnei acum se scutur frunzele pe drum și lanurile sunt pustii. De ce nu? De ce nu? La mijloc de codrul des. La mijloc de codrul des. Stați acolo, stați liniștiți. La mijloc de codrul des, toate păsările ies. Din hugeac de alumiș, din voiosul luminiș, luminiș de lângă baltă, care întrestea înaltă, plângănându-se din unde, în adâncui se pătrunde. Și de lună și de soare, și de păsări călătoare, și de lună și de stele, și de zbor de rândunele, și de chipul dragii mele. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? Țara mea de glorie, țara mea de dor, brațele nervoase, arma de tărie, la trecutul mare, mare viitor. Fiarbă vinul în cupe, spume-ți bocalul, dacă fiți mândri, asta le nutresc, că-ți rămâne stânca, deși moare valul, dulce Românie, asta îți doresc. Vis de răzbunare, negru ca mormântul, spada ta de stânge dușman fumecând, și deasupra idei fluture vântul, visul tău de glorie, falnic, triumfând. Spună lumii largi, steaguri tricolore, spune ce poporul mare românesc, când se aprinde socru, candida vânvoare, dulce Românie, asta îți doresc. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? Tânără mireață, mamă cu amor, fiii tăi trăiască numai în frăție, ca nopți stele, ca zilele zori, ca zilele zori, viață în veci, glorie, bucurie, arme cu tărie, suflet românesc, vis de vitejie, fală și mândrie, dulce Românie, asta-ți doresc. Negure albe strălucite naște luna argintie, ea le varsă peste ape și le întinde pe câmpie. Să adun flori înșezătoare, de păianjin ton să rumpe, și-n alină în haina nopții, boabe mari de piatră scumpă. Lângă lacul în care norii au zidit o umbră fină, ruptă de mișcări de valuri, ca un bulgă de lumină. Peste tristea dată în parte, stă copila lin plecată, trandafiri aruncă roșii peste unda fermecată. Ea se uită chip să apară, cum se mișcă apa în cercul, că vrăjit de mult e lacul de-un cuvânt a Sfintei Miercuri. Ca să iasă chipul în față, trandafiri aruncă tineri, că vrăjit sunt trandafirii de-un cuvânt a Sfintei vine. Ea se uită, părul galben, ochii, fața ei lucește în lună și în ochii ei albaștri toate basmele se adună. Bravo. Viața mea cu ziua, viața mea cu ziua și cerul un senin, speranța, steaua de aur, mie lucean sunt, în central meu suflet, deodată ai apărut, o înger căzut. Și două stele negre, luciră în negru foc, pe cerul vieții mele, iar geniul noroc mă lasă în lume singur, dispare în abis de nouri și de vis. O rază din privire-ți viața mea negrit. Din sânul meu speranța divină a fugit. Norocul și-a stins steaua de mai iubi măcar, o înger de amar. Dar nu, în lumea întreagă, tu zbori în calea mea,
sub pasul tău pe arenă de aur vei cânta. Când eu pierdut în noapte, nimic nu mai speresc, ci veșnic te visez. Poezia de Mihail Eminescu, Mamă. O mamă, dulce mamă, din necură de vrem, pe freamătul de frunze, la tine tu mă chem. Deasupra criptei negre a sfântului mormânt, se scutură salcâmii de toamnă și de vânt. Se bat încet din ramuri, vină glasul tău, mereu se vor tot bate, tu vei dormi mereu. Când voi muri, iubito, la crește, să nu-mi plângi. Din tăiul sfânt și dulce, o ramură să frângi. La capul meu cu grijă, tu ramura s-o îngropi, asupra ei se cadă a ochilor tăi străți. Simți-o voi odată în gând mormântul meu, mereu va crește umbra, eu voi dormi mereu. Iar dacă împreună va fi ca să murim, să nu ne ducă triste ziduri de țirim. Mormântul să ne sape la marginea de râu, ne pună împreună acelui aș sicriu. De-a pururea aproape vei fi pe sânul meu, mereu va plânge apa, noi vom dormi mereu. Și dacă ramuri bat în geam și se cutremur plopii, e ca în minte să te am, încet să te apropii. Iar dacă stele cad în lac, adâncul luminându-i, e ca durerea să ne împac, înseninându-mi gândul. Iar dacă norii deși se duc, apare luciu luna. E ca în minte să te am pe tine totdeauna. Cază un biet între doamna Raica Magdalena și Sfântul Frida, care pe diar. Nici o problemă aici, că... Sara pe deal, buciumuri sună cu jale, turmele ur, stelele scapără în cale, apele plâng, clarii zborând în fântâne, sub un salcâm, sub un salcâm, dragă mă aștept tu pe mine. Sub un salcân, sub un salcân, dragă mă aștept tu pe mine. Luna pe cer, luna pe cer, trece așa sfântă și clară, ochii tăi mari caută în frunza cea rară. Stelele nas, umezi pe bolța senină, peptul de or, peptul de dor, fruntea de gânduri se plină. Peptul de or, peptul de dor, fruntea de gânduri se plină. Și postenit, și ostenit, oameni cu coasa spinare, vin de la câmp, toacă răsună mai tare. Clopotul vechi umple cu glasul lui sora, sufletul meu, sufletul meu, arde de iubire ca vara. Sufletul meu,
arde-n iubire ca vara. Ah, în curând, satul în valea mulțește. Ah, în curând, pasul spre tine grăbește. Lângă salcând, stavăm noi noaptea întreagă. Ore întregi, spuneți voi cât mi-e de dragă. Ore întregi, spuneți voi cât mi-e de dragă. Transmis între generații. Vă mulțumim că ne-ați ascultat.
Vă mulțumim că ne-ați oferit cu atâta generozitate poezii pline de sensibilitate, de emoție, interpretate cu adevărat talent actoricesc. O spun chiar pe bune. Mulțumim tinerilor sârguincioși, talentați, umoși, care au venit astăzi și ne-au încântat cu un moment inedit. Excelent! Mulțumim profesorilor care într-un timp foarte scurt au reușit să pregătească un program cu adevărat atractiv, Anca și Dorin Muraru. Acest moment pe care l-am trăit azi cu dumneavoastră este unul din cele mai reușite evenimente culturale, literare, un eveniment de suflet pe care îl voi ține minte mult timp și probabil și dumneavoastră și cei prezenți astăzi aici. Mulțumim și sper să ne mai reîntâlnim cu astfel de momente frumoase. Mulțumim tare mult! Ne-a sensibilizat mai mult decât am fost până acum și să știți că vă așteptăm întotdeauna cu tot dragul. În centrul nostru se desfășoară astfel de momente. Cei care v-au prezentat programul de mai înainte fac parte din cercul literar și de muzică al complexului și muncesc săptămânal prezentând nu doar Eminescu, prezentând toți poeții români, chiar scenete de teatru și pentru asta vă invităm, ori de câte ori aveți puțin timp, să ne mai vizitați și împreună să ne bucurăm de cei frumoși. O singură mulțumire Adrianei, nu pentru că este colega mea, ci pentru sârguința cu care face fotografii surprinde, cadre frumoase, emoționante și care și astăzi sunt convinsă că a făcut 10 de fotografii pe care le va transmite către dumneavoastră. Vom vedea filmulețe pe internet, pe YouTube, cu acest eveniment, într-o zi, două, sunt convinsă că Adriana le va pregăti și e nemaipomenit că Adriana face astfel de lucruri, cu pasiune, cu dăruire. Pentru momente frumoase. Mulțumim, Adriana, mulțumim! Și eu vreau să vă mulțumesc pentru acest dialog al vârstelor, să vă transmit multă sănătate și numai bine! Mulțumim.